Doar 70% dintre candidații de anul acesta de la examenul maturității au obținut nota necesară promovării acestei examinări. 1389 de elevi din cei aproximativ 6000 care s-au înscris la această sesiune au obținut medii mai mici de 5, în timp ce doar 3 candidați au încheiat bacalauratul cu nota 10. Duminică 4 iulie au fost afișate rezultatele candidaților de la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2010 din județul Bacău. S-au înscris la examenul maturității 6.093 de candidați, dintre care 5.013 de la învățământul de zi. Efectiv însă, la probele bacalaureatului s-au prezentat 5.903 elevi. Dintre aceștia, 4.140 au reușit, iar peste 1.700 au fost respinși. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat au arătat o rată de promovabilitate de 70,14%. Au fost depuse deja 1744 de contestații, urmând ca acestea să fie soluționate până pe 8 iulie, când va avea loc afișarea finală. Doi candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Doar 528 de elevi au obținut medii peste 9, iar trei candidați, Baciu Anca și Gârțu Miruna de la Colegiul Gheorghe Vrânceanu și Sergentul Iulia de la Colegiul Dimitrie Cantemir Onești, au obținut medii de 10. Soluționarea celor peste 1700 de contestații are loc în zilele de 6 și 7 iulie. Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de BAC, cea din toamnă, se face în intervalul 5-9 iulie 2010. Probele acestei sesiuni se vor desfășura între 23 august și 9 septembrie.